ziua, comentele noastre, vă rugăm. Pâlșu Constantin, Pâlșu Iulia și Pâlșu Maria. Certificatul de matriculare al mașinii. Cele mai mari probleme au apărut deja la vămile din vestul țării, unde tranzitul este foarte mare. Blocaje pot apărea însă și la punctele de frontieră mai mici, mai ales în prag de Paște, când numărul românilor care vin în țară crește. Una dintre acestea este vama Porții de Fier 1, unde de ieri au fost înăsprite controlele. Deși așteptarea crește cu câteva minute, deocamdată tranzitul se desfășoară fără blocaje, deoarece numărul celor care trec prin vamă este redus. N-am așteptat. În vamă lucrurile merg bine. E foarte bine, nu e rău, că și așa se întâmplă atâtea minuni și atâtea nenorociri cu droguri și cu nu știu ce, e foarte bine. Deci, dânsii deocamdată pot să afirm că își fac datoria. Se așteaptă un pic mai mult? Nu neapărat. Depinde, poate dacă e traficul mai intens, se așteaptă mai mult, dar se pare că acum nu e cazul. Polițiștii de frontieră spun că aceste controle sunt cauzate de modificarea unui regulament Schengen și recunosc că timpii de așteptare vor crește. Începând cu datele 7 aprilie 2017, odată cu intrarea în vigoare a regulamentului 458, care modifică regulamentul 399, codul frontierelor Schengen, Poliția de Frontieră efectuează verificări sistematice în toate bazele de date a tuturor persoanelor și mijloace de transport care tranzitează frontiera de stat. Pe la Porțile de Fier 1, traficul va crește săptămâna viitoare, când mii de români care lucrează în Italia se vor întoarce acasă de Paște și vor intra în țară prin vama din Mehedinți.